Partida de sâmbătă de pe municipalul din Câmpulung se anunța una disputată, ținând cont că oaspeții de la Energia Stolnici au avut evoluții remarcabile în sezonul precedent, iar Aro Mușcelul Câmpulung a început acest sezon oarecum ezitant, reușind în prima etapă să treacă de Mușcelul Lerești cu 2-1, grație unui gol marcat în prelungiri. Nu a fost să fie așa, întrucât fotbaliștii pregătiți de Ovidiu Tică și Alin Durdun au intrat pe teren foarte motivați, nelăsând nimic la voia întâmplării. Câmpulungenii au deschis scorul prin ultimul venit, Mihai Costea, pentru ca la doar un minut distanță tot Mihai Costea să îl servească excelent pe Andrei Nilă, care nu l-a iertat pe portarul advers. Angajat din nou Mihai Costea la marginea suprafeței de pedeapsă, Costea șut pe colțul lung și gol! Mihai Costea deschide scorul în minutul 13. Iată că debutează cu succes pe municipalul din Câmpulung în fața propriilor suporteri. În minutul 35, dinamicul atacant Gabriel Jenaru și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor, înscriind din lovitură de pedeapsă. Același Gabi Jenaru a făcut dubla 3 minute mai târziu, ducând scorul la 4-0, scor cu care s-a intrat la cabine. Gabi Jenaru, șut, portarul a ghicit colțul, dar șutul a fost puternic și scorul devine 3-0 din minutul 35. Ștefan Horvat scapă acum. Nu se ridică fanionul. Șuta lui Horvat respins în primă fază și gol! Vine lansat Gabi Jenaru și realizează dubla în minutul 38. Șutul lui Ștefan Horvat a fost respins de portarul Govedie. După pauză, gazdele au mai ridicat puțin piciorul de pe accelerație, oferindu-le fotbaliștilor din Stolnici posibilitatea să iasă la joc. Tot mușcelenii au fost însă cei care au punctat pe tabela de marcaj prin Andrei Nilă. 5-0 și zarurile păreau să fie aruncate. Numai că Mihai Costea și-a dorit să debuteze în fața propriilor suporteri cu o evoluție de ținut minte, așa că a mai înscris odată în poarta Energiei Stolnici, echipa oaspete dovedind totuși că are resurse de energie destul de limitate. Singurul care nu s-a împăcat cu rezultatul înscris pe tabelă a fost același Gabriel Jenaru, cel care în etapa precedentă marcase 3 goluri în partida din deplasare. Pentru Costea cu călcâiul, pentru Andrei Nilă, șutul lui Nilă, gol! Foarte frumos, coautor de a doua oară la reușita lui Andrei Nilă, este același Mihai Costea, o minge frumos făcută cu călcâiul, îl găsi pe Mihai Costea, pe care iată îl găsim acum în poziție de finalizare, șut și gol Mihai Costea. În minutul 89, singurul Nilă rămas în teren. Gabi Jenaru recuperează acum, Gabi Jenaru, șut și gol! Gabi Jenaru realizează hat-trick-ul. Tocmai când spuneam că Mihai Costea ar fi cel care închide această listă a marcatorilor. Prin urmare, a mai înscris încă un gol în ultimul minut al timpului regulamentar, consimțind astfel superioritatea echipei câmpulungene, echipă care a declarat că are drept obiectiv câștigarea acestei ediții de campionat și implicit dreptul de a juca barajul de promovare în Liga a treia.